Però... Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Sperăm că în seara asta se vadă și se audă bine. Am rezolvat inclusiv problemele de delay de sunet și sper că acest IGDLCC de acasă să ne iasă foarte bine. Țin mult la această ediție pe care o pregătim de ceva timp. Toată echipa Cavalerii a strâns o listă interesantă de teorii ale conspirației. Este o pandemie de conspirații, cum i-am spus noi în momentul ăsta. Plus că și eu mă uit la chestia asta, sunt bombardat din toate direcțiile, de pe pagini de Facebook, de pe grupuri, de pe WhatsApp, de pe e-mail, de peste tot. Trebuie să mai apară în fiecare zi, nu poate să fie zi de la Dumnezeu, fără o teorie interesantă a conspirației. Și sunt convins că le-ați văzut și voi, că sunt pe toate wall-urile, pe toate zidurile, prin toate locurile. Dar nu trebuie să mă credeți pe mine când vă spun că, cum să zic, nu ne vom, să zicem, însănătoși de pandemie, simplificăm lucrurile cu o teorie a conspirației. Și ca de obicei aduc oameni mai deștepți ca mine care să vă convingă, iar alături de noi în seara asta este un jurnalist specializat, să zicem, e deja expert pe domeniul medical, pe care îl urmăresc de ceva timp, dar mai bine vi-l introduc direct și trecem direct în discuție, pentru că nu avem decât o oră la dispoziție pe care vreau să o folosesc la maximum. Îi spunem bun venit lui Vlad Mixici. Bună seara, Vlad! Salut, bună seara! Bună seara, Vlad! Tot în autoizolare, nu? Tot acasă. Acasă, da, în autoizolare, mai degrabă în distanțare socială. Distanțarea socială înseamnă că putem să ieșim, dar să reducem cât se poate de mult contactul fizic cu alte persoane. Așa. Vlad, bun venit, în primul rând. Pentru cei care nu știți, Vlad este un om care înțelege foarte bine sistemul medical, doar că nu este din sistemul medical. Încearcă să te prezinți tu în fața oamenilor. Să zicem așa că ești la un interviu de angajare, încearcă să le spui cam cu ce te ocupi tu ca să înțeleagă de unde vii și cine ești. La un interviu de Exact. angajare. Un lift. Interesant cum chiar mă gândeam acum câteva ore cum vor fi interviurile de angajare în următorul an, Exact. dată fiind situația în care suntem. Da, sunt medic, am absolvit medicină, am lucrat câțiva ani de zile într-un spital mare din România, apoi am luat-o pe drumul politicilor de sănătate, care la momentul respectiv era politici de sănătate publică. Era o disciplină aproape necunoscută în România. Asta se întâmpla înainte de 2010. Am studiat în Marea Britanie și în Statele Unite. Am și lucrat în vreo 6-7 țări europene, întotdeauna în zona politicilor de sănătate, pentru guverne sau organizații internaționale. Și ani buni de zile am lucrat ca jurnalist, dar asta nu mai fac din 2015 încoace, de când activez exclusiv în zona aceasta a politicilor de sănătate. Nu lucrez pentru autoritățile române. Am avut o incursiune scurtă în 2016, tot în zona asta a sănătății, evident. De atunci, cum ziceam, mai degrabă lucrez cu guverne din afara României, din Europa în special, nu doar din Uniunea Europeană și Pe ce din tipuri de țări proiecte? din fortul spațiu. În general, sunt proiecte, așa le zicem noi, de întărire a sistemelor de sănătate. Ca să dau un exemplu foarte concret, de fapt, și în România ar funcționa așa ceva. O țară X, să spunem, are nevoie să măsoare performanța reală a spitalelor din țara respectivă. Nu au specialiști sau nu au sistemul pus la punct pentru a face asta. Și Ok. atunci lucrează cu experți din afară, în care practic te duci acolo așa ca niște trupe speciale, ești parașutat, lucrezi intens între jumătate de an și un an jumate. Cel mai lung proiect al meu a fost de 2 ani de zile. Poți să ne E zici o unde? muncă foarte în Kosovo, Ok. acolo a fost cel mai lung. E foarte interesant pentru că lucrez cu oameni foarte diversi și înveți foarte mult despre cum reacționează diverse sisteme de sănătate la cam aceleași probleme, că problemele în general sunt aceleași. Și Așa e. evident, am lucrat și lucrez mult în zona comunicării în sănătate.
Bun, te-am angajat. Nu știu cu cât să te plătesc. Apropo, lucrezi ca freelancer, ca specialist în, să zic așa, te duci tu ca expert sau te duci sub umbrela unei instituții? În proiectele internaționale, ca expert, în România lucrez cu colegii de la Observatorul Român de Sănătate, care este un think tank, o organizație non-guvernamentală care oferă fie proiecte de comunicare în sănătate, fie de analize a sistemului medical, Și tu fie încerci zona să de aflați, de monitorizare și fapt, watchdog. hai că încerc așa să nu mai iau pe după gard. Vă plătește în vreun fel Bill Gates? Nu ne plătește deloc industria Ok. pharma. Nu, nu, Bill Gates. Bill Gates, din păcate, nu ne-a plătit încă și pe mine direct, nu m-a plătit niciodată, deși mi-aș dori foarte mult, pentru că cred că Bill Gates este unul dintre oamenii cei mai inteligenți și cu adevărat caritabil, care face caritate reală, fără să primească neapărat ceva în schimb. El nici nu prea mai are Ei, nevoie de primește în multe momentul ăsta lucruri. foarte multă dragoste pe anumite platforme. Da, dar știi ce e interesant? Bill Gates, care e cel care a revoluționat toată societatea informațională, este de câțiva ani de zile și un om care revoluționează sănătatea globală. Așa este. Puțin știu, de pildă, că în România, de ani de zile, o parte destul de semnificativă din tratamentul pentru bolnavi cu tuberculoză, ani de zile, a fost finanțat inclusiv prin intermediul Fundației Caritabile a lui Bill Gates. El nu a avut nicio obligație față de România, cred că nimeni nu știe. Mă rog, știu specialiștii din domeniu că Sunt copii care fac, spre exemplu, banii programare alea au prin ajuns acolo. biblioteci pe calculatoare vechi donate tot de Fundația Bill și Melinda Gates. I-am văzut și noi când am fost să vedem pe copiii uitați la țară care lucrează pe niște vechituri pentru că alea au venit de pomană, nu că le-ar fi finanțat cineva din sistemul nostru public. Bun, aș vrea să trecem însă la subiectul din seara asta. Acum înțelegem mai bine cine ești, de unde vii. Și aș vrea foarte pe scurt să le reamintim celor care se uită, care sunt convins că sunt overloaded, ce este, cum se transmite și cât de mortal este acest coronavirus, dar foarte pe scurt, cât să reîncălzim un pic chestia asta dacă este nevoie. După care am pentru tine o listă de teorii și de idei care circulă suficient de lungă încât o să avem nevoie să le mitraliem așa în 2-3 minute fiecare. Ești pregătit? Să știi că Da. e ca la Jeopardy, așa e, cine știe câștigă. Dacă vrei să dăm un premiu la sfârșit pentru viteză, dar am nevoie să Înainte băgăm șpan. de a începe, e foarte important. Știi că în medicină și în știință în general, e considerat o mare calitate și un semn de onestitate intelectuală ca atunci când nu știi să spui nu știm încă asta. Așa Ceea e. ce nu e foarte popular în general, oamenilor le plac oamenii care știu tot, care sunt toate știutori. Ajungem să Dar în vorbim și despre știință asta, că nu e sunt așa. destui. Avem destui care știu mult mai bine, care au aflat ei că este o cultă, o conspirație, cineva care a făcut lucrurile astea. Căutăm, în general, soluții simple la probleme complexe, iar această pandemie este una dintre cele mai complexe provocări ale generației noastre. Și oricât de ușor am vrea noi să trecem prin ea, până când nu o tratăm corespunzător, nu avem cum să o rezolvăm. Dar, repede, hai să le explicăm oamenilor. COVID-19 nu este al 19-lea COVID, nu? Ce este COVID-19? Este boala produsă de un virus numit noul coronavirus, care a apărut la sfârșitul lui 2019, face parte dintr-o familie numită generic coronavirus. Sunt mai multe tipuri, subtipuri de fapt în această familie. Sunt virusuri respiratorii care produc infecții respiratorii de foarte mulți ani de zile, însă acest nou coronavirus produce, iată, o formă de coronaviroză mult mai agresivă și mult mai infecțioasă decât rudele din aceeași familie. Ok. Specific acestui coronavirus este că se transmite extrem, extrem de repede. E, cu alte cuvinte, foarte lipicios, de aceea și el este periculos. Și este mai periculos decât virusul gripal. Aici, pentru că atunci când vorbim de un virus, e vorba de două dimensiuni.
un virus e cu atât mai periculos cu cât performează mai bine în același timp la aceste două dimensiuni, adică cu cât se transmite mai repede și cu cât omoară mai mulți dintre cei pe care îi infectează. Și dacă facem o comparație între noul coronavirus și alți ucigași celebri, ca să spun așa, nu este la fel de ucigaș ca și Ebola, dar se transmite mult mai rapid, e mult mai lipicios decât Ebola. În același timp, rujeola, virusul care produce rujeola, este mult mai lipicios, dar nu este la fel de ucigaș. Okay. Și din câte înțeleg, este frate sau soră, cum vrem să luăm, și cu SARS-MERS, care deja niște virusi similari care au pus în dificultate țările din Asia de Sud-Est, SARS-ul, și MERS-ul, țările din Orientul Mijlociu, care și-au învățat ceva lecții de pe urma lor și iată că Asia de Sud-Est a reacționat mult mai repede la această pandemie. Deci una peste alta, dar seamănă cu virus, ca un virus de gripă, dar virusii de gripă, gripele sunt făcute tot de coronavirus, sunt coronavirozele, putem spune? Nu. Virusul gripal e un virus diferit, dintr-o familie diferită, care produce și alt tip de simptomatologie, se agață de alți receptori, funcționează pe alte canale, dar este de asemenea un virus respirator, și virusul gripal, care afectează în special sistemul respirator. Ok, întrebarea următoare. Cât de mortal este? Pentru că auzim foarte mulți oameni care spun, dar se moare mai mult din alte accidente, din alte tipuri de mortalitate. Adevărul este că dacă este să recunoaștem, mai mulți oameni mor în accidente în baie. Dau cu capul de ceva, cad din picioare, își rup o mână, fac o tromboză, se întâmplă tot felul de probleme în astea casnice. Se moare mai mult din accidente. Dacă nu mă înșel chiar zilele acestea, dar asta trebuie să verific dintr-o sursă oficială, făceam și eu și urmăresc și fac niște monitorizări pe cifre și chiar în aceste zile a depășit numărul deceselor de coronavirus într-o perioadă de timp definită în România, l-a depășit pe cel al deceselor din cauza tuberculozei sau a diabetului. Și repet, aici vorbim de o perioadă de timp definită. Ce mai are de depășit? Ca să devină mai are, prima cauză. Da, mai e în zona, dacă intrăm în zona bolilor cronice, evident în special în zona cancerului, mai e până acolo, dar devine una dintre cauzele principale de morbiditate în lume la ora actuală. E greu aici să comparăm mere cu pere, pentru că trebuie să-l comparăm cu bolile infecțioase, cu mortalitatea produsă în general de bolile infecțioase. Dar evident, ca să simplificăm, vorbim și de boli cronice, ele sunt categorisite foarte diferit, sunt toate fructe, dar unele sunt mere, altele sunt portocale, altele sunt pere. Oricum, în acest moment, marea problemă, cum ziceam, de cele două dimensiuni ale oricărui virus în general, cu cât infectează un număr mai mare de oameni, cu atâta și numărul deceselor crește mai mult. Așadar, dacă vorbim de, la ora actuală, rata de fatalitate per caz infectat la coronavirus variază destul de mult în funcție de țară și de profilul demografic al țării respective. Ce înseamnă asta? Ca să zic cât se poate de simplu, într-o țară mai îmbătrânită, unde familiile nu sunt așa de nucleare, ca să zicem în nordul Europei, unde jumătate din persoane locuiesc singure, aproape jumătate, adică sunt foarte rare familii de trei generații care să locuiască sub același acoperiș, deși bunicii și copiii și nepoții, acolo mortalitatea coronavirusului este mai mică. Chiar dacă vorbim de același virus. Aici nu e vorba de o conspirație, nu pentru că, nu știu, Soros are o simpatie pentru norvegieni și le-a vândut antidotul din timp, antidotul acestui virus făcut în laborator, nici pomeneală, ci pentru că oamenii în vârstă care sunt în mod special expuși, sunt vulnerabili acestei boli, locuiesc singuri.
Sunt mai mulți bătrâni singuri care locuiesc în Norvegia decât în Italia. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care Italia a văzut un număr atât de Așa mare de este. decese. Și bătrânii stau la masă cu ea tineri și se amestecă Exact, mult mai exact. repede toată povestea. Hai să-i dăm un pic mai repede, că am o mulțime de întrebări și nu vreau să te las să scapi fără să-mi dai răspunsuri la cât mai multe dintre ele. Uite, mă uitam pe o statistică de la Institutul Național de Sănătate Publică, care abia mai ține pasul cu cazurile de gripă obișnuită, dar după cunoștința ta, se raportează tot mai puține pentru că personalul este mult mai ocupat de pandemie în perioada asta. E adevărat că, uite, circulă de foarte multă lume spune chestia asta. Da, dar sunt mai mulți oameni care au murit de gripă sezonieră decât de COVID. Și pentru gripa sezonieră nu închidem țara. Nu, în acest moment, cum spuneam, numărul deceselor într-un interval definit de timp din cauza coronavirusului este mai mare decât din cauza gripei sezoniere. Dar Și când autoritățile zic recunosc că nu într-un... mai pot măsura corect. Da, când zic într-un interval definit de timp, mă refer la asta pentru că coronavirusul în România există doar de la jumătatea sfârșitului februarie. 2 luni de zile, statistic, în măsurarea, nici măcar nu putem încă să măsurăm mortalitatea reală a coronavirusului în România, pentru că statistic 2 luni e prea puțin ca să o măsori riguros. Și nu intru aici în detalii. E o chestie de metodologie științifică până la urmă. Nu foarte complicată, dar destul de clară. În timp ce virusul gripal e prezent în România de zeci de ani de zile, se fac zeci de măsurători, însă este clar că acest virus este mult mai, se răspândește mult mai rapid, simptomele sunt mult mai grave decât la virusul gripal și realmente omoară mai mulți oameni decât gripa obișnuită, decât virusul gripal obișnuit. Cât de ucigaș este? Cu cât este mai ucigaș, mai mortal decât gripa Păi tocmai obișnuită? asta, da, tocmai asta spuneam că în momentul ăsta avem nu pot să zic de 2 ori sau de 4 ori sau de 5,5 ori, pentru că în acest moment suntem Nu cum știm ar exact. veni, știm în acest moment, dar suntem în timpul cursei, ca să spun așa. Dă-ne așa un Iar sondaj la urne, la cursa ieșirea de de la abia urne. început, de cel puțin 2 ori mai mult. De cel puțin 2 ori, ok. Da. Pentru că, uite, în România mor zilnic atunci când se merge pe străzi. Cred că zilele astea am câștigat deja niște zeci de români în plus care au supraviețuit unor accidente rutiere în aceeași perioadă de timp. Nu mai circulăm la fel de mult. Știi că, în mod normal, în România mureau vreo 7-8 oameni în fiecare zi în accidente rutiere, câteva zeci chilodiți. De când stăm acasă, am reușit să salvăm, să zicem, de vreo lună, am salvat vreo 200 care n-au mai murit în accidente rutiere și probabil câteva mii care n-au mai fost loviți de mașini în accidente rutiere. Dacă este să punem în balanță ce pierdem și ce câștigăm în perioada asta, distanțarea socială, bă, dar chiar rămâne singura soluție? De ce toată planeta a ajuns doar la varianta asta? Uite, să le dăm o voce celor care spun, bă, dar stai puțin, pentru niște zeci, sute de morți, avem noi mult mai multe cazuri de mortalitate și din accidente, și din gripă, și din tuberculoză, chiar că se boală de sărăcie la noi. De ce închidem țara pentru atât de puține cazuri? Și hai să explicăm că aici este un moment critic în Da. toată explicația, în care oamenii trebuie să George. înțeleagă de ce stăm în casă pentru atât de puțini morți. Da. Într-un avion mare care te duce în vacanță în Thailanda sau în Statele Unite, da? Încap vreo 500 de oameni. Ok. Da? Atunci când un astfel de avion se prăbușește, mai ales dacă, Doamne ferește, să zicem, ar fi un avion plecat de la București, probabil că ar fi breaking news și considerat o tragedie și s-ar declara zi de doliu național. Da? E, imaginează-ți că în Italia, care e o țară apropiată de România, numărul deceselor din cauza coronavirusului în decurs de o lună și un pic, o lună jumătate mai exact, deja a depășit, e echivalentul a 20 și 5 de avioane mari căzute, prăbușite în fiecare zi. În total, deci practic unul pe zi. Un avion pe zi. Da, și asta e o comparație foarte ușor de înțeles. Dacă, Doamne ferește, am ajunge în cazul Italiei, da, deci într-o țară ca Italia, efectul și impactul acestei infecții, acestei epidemii asupra italienilor,
este comparabil ca și când un avion mare din acela transatlantic s-ar prăbuși în fiecare zi. Okay. Și există posibilitatea ca în acel avion să fie bunicul tău. Uite, eu de pildă chiar astăzi am numărat, am trei prieteni cu coronavirus infectați. Da, da, Vlad, dar unde vreau să ajung? Dacă noi deblocăm, deschidem orașele și țările și pleacă toată lumea și începe să zboare din nou, că s-a făcut liniște de avioane mai nou, ridic privirea când aud un avion, că nu prea mai aud avioane pe aici la Corbeanca, știi, înainte era o chestie obișnuită, nu le mai băgam în seamă. Acum când apare un avion, hopa, avion, cine zboară? Și am văzut mai devreme un Wizz Air, habar n-am pe cine aduce, de unde? Venea să intru pe Flight Radar. Anyway, să avansăm repede cu discuția. Hai să le explicăm oamenilor dacă am ridicat distanțarea socială, cât de repede s-ar extinde și de la un avion pe zi, la câte avioane pe zi am ajunge de morți? Dacă am ridicat acum rapid, brusc și am relaxat tot, da? Dacă am revenit, hai să zicem, chiar dacă am redeschide, am lăsat oamenii să iasă din case, hai să zicem că îi punem să poarte măști, să se spele pe mâini, să se dezinfecteze, dar nu vor mai sta în case. Pentru că e o teorie pe care o aud și în Statele Unite. Hai să redeschidem țara, că vom da faliment și efectul colateral al pandemiei va fi distrugerea economiei și o să facem foamea toți. Dacă aș ști să-ți răspund la întrebarea asta în 5 minute, probabil că aș fi cot la cot cu Bill Gates acum. Un minut. Într-un minut. Asta e principalul subiect de cercetare. Sunt foarte multe instituții internaționale mari care publică chiar în aceste zile strategii și modele despre cele mai eficiente metode de relaxare, în așa fel încât să ții acest echilibru, știi cum se zice în engleză, the sweet spot. Uh-huh. Trebuie să atingi acel punct dulce în care economia reîncepe să funcționeze, dar virusul nu reîncepe să circule și să se răspândească ca nebunul, ca să zic așa, cum s-a întâmplat în Italia sau în Spania. Deci este alea 14 zile de stagnare al numărului de cazuri noi și apoi o scădere a lor. Atunci, în situații de acest gen, e foarte important ca măsurile de relaxare să fie progresive. Deci dacă mâine ar veni un politician și ar anunța, gata, domnule, la loc comanda, toată lumea cum eram pe 1 februarie, probabil că ar fi foarte popular pentru câteva săptămâni, iar la jumătatea lui mai am avea un val de îmbolnăviri și de decese similar celor din Italia, din Spania sau din Franța. Pentru că zilele trecute au fost proteste de stradă, spre exemplu Michigan, în Statele Unite, au ieșit Midwesternii să se plângă că de ce guvernatoarea în cazul ăsta îi ține în case, că să redeschidem economia. Și femeia și-a spus, tocmai faptul că ați ieșit în stradă să protestați că vă ținem în case, s-ar putea să prelungească chestia asta, că o să vadă pe numărul de cazuri. Cât de realistă e chestia asta? Pentru că sunt tot mai mulți oameni care zic, hai domnule, nu ne mai țineți așa în case, ne țineți cu forța în case. Am auzit inclusiv voci la noi în România ale unor oameni care spun chestia asta, nu o să dau un nume, nu vreau să intru într-o polemică, nu ne place să facem cancan din chestia asta, dar serios acum, ce le spunem oamenilor care propagă aceste tâmpenii, cum că suntem ținuți cu forța în case? Nu te ține nimeni cu forța în casă. Ba da, până avem ordonanță militară, Vlad. Ai voie ca să ieși în curte, dacă ai curte poți să te plimbi în jurul blocului, ce nu, un lucru pe care poți să mergi la magazin. Să știi că în România regulile de distanțare socială sunt mult mai soft decât în Italia sau în Spania, inclusiv decât în Franța. Okay. Și motivul pentru asta este simplu. De ce italienii, spaniolii și francezii le suportă și tuturor ne e greu să le suportăm, da? De ce ei le suportă în timp ce noi avem astfel de comentarii, deși avem reguli mai soft decât acolo? Regulile la noi nu sunt încă draconice, cu excepția eventual a Sucevei și a Țăndăreilor. Lucrul ăsta se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu. Un motiv extrem de simplu.
Atunci când ai atât de multe decese, oamenii înțeleg mult mai repede. Întotdeauna există o proporție din populație care nu înțelege că flacăra lumânării arde sau că dacă pui mâna la aragaz o să te arzi, decât atunci când chiar îți bagi mâna în flacără și în Eu văd în aragaz. continuare și în comunitatea asta mică, cum este la mine în Corbean, că am văzut oameni care se duc la supermarket și caută motiv să iasă din casă, să-și iau semințe, ceva, habar n-am, o gustare și este cu nevasta și copilul că a respectat regula, are hârtie în buzunar. Mi-a zis tata, spre exemplu, că pe la Brașov umblă poliția cu drona și cu megafonul și încearcă să-i trimită către casă și toți își fac hârtie în fiecare zi că este pentru produse de necesitate. Deci românul își caută motive să iasă pentru că să stea fraier în casă, că el iese cumva, el are nevoie de libertate. Dar Da, să știi, George, că asta s-a întâmplat peste tot. Asta nu e ceva specific românilor, asta e ceva specific oamenilor în general, inclusiv în Italia, inclusiv în Spania, până ce nu a explodat numărul de decese și oamenii nu s-au speriat. Dacă ți-aduci aminte, acum vreo lună existau niște videoclipuri virale pe rețelele sociale cu primari din Italia care își certau. Dar își certau la modul cât se poate de evident locuitorii din sat sau din localitate pentru că nu respectă izolarea. Da. Ce contează aici e cumva ca la vaccinare, știi? E ok dacă 20% din populație sau 10% din populație e inconștientă și nu respectă aceste reguli. Însă dacă scădem sub un anumit prag, dacă 25% din populație nu respectă regulile, atunci începem să avem o problemă reală. Deci stai Tocmai de puțin. aici. Deci unii zice așa că trebuie să, vreo 4 din 5 trebuie să stăm acasă ca idioții și unul din 5 să fie șmecher și poate să iasă, nu? Nu, ce zic Ah. că unul din cinci trebuie să meargă fie la spital unde lucrează, ca medic sau asistentă Ah. medicală, Ah, ok, fie cream că vorbești de să. șmecheri. Da, nu, Ok, nu, nu. ai, uite, sunt niște comentarii foarte bune de la membrii noștri pe chat. Nicolae Bacaru spune așa, vă înșelați legat de Italia, nu legătura tineri-bătrâni a fost problema, ci meciul Valencia versus Atalanta din Bergamo pe timpul pandemiei. Eu cred că amândouă sunt de fapt valabile, că au avut și meciul ăla și îmbrățișează un chinez în Florența, au avut niște chestii care au accelerat foarte mult, nu? Toată povestea asta cu a pandemiei. Fix Da, un meci. da, vedeți, eu încerc să vorbesc despre lucruri care sunt dovedite și au existat, adică există cel puțin niște cercetări în spate. Despre acel meci s-a vorbit foarte mult, nu există încă studii, pentru că, din nou, e prea devreme în epidemie ca să poți identifica un pacient zero sau un fenomen zero. E posibil ca acel meci să fi jucat un rol important în explozia epidemiei în Italia, dar ce vorbeam noi împreună aici era despre numărul crescut de decese în Italia datorat populației în vârstă care locuiește împreună cu familii. Familiile acolo locuiesc mai multe generații sub același acoperiș de multe ori. Ok, bun. Merg la următoarea. Și schimb un pic macazul. Așa, nu le-am neapărat într-o ordine foarte logică, dar vreau să le mai schimbăm ca să vezi că chiar ne-am documentat. Fii atent. Ești pregătit de asta? Hidroxiclorochinona. Oh, da, este un subiect preferat în aceste zile, Are hidroxiclorochinona. 100% eficiență, ne-a spus-o președintele Statelor Unite, ne-a spus-o aia de la Fox News, toată lumea crede. În timpul ăsta, pacienții de lupus au fost atenționați deja de furnizorii de medicamente, că s-ar putea ca în câteva săptămâni să nu mai poată primi pastilele pentru lupus, că hidroxiclorochinona se folosește pentru chestia asta, pentru că, dintr-o dată, foarte multă lume cere hidroxiclorochinona ca să se protejeze sau să se trateze de coronavirus. Care e treaba cu hidroxiclorochinona asta? Da, să vă spun, să vă dau o veste înainte de orice, să vă dau o veste proastă. Acest medicament, dacă se ia în afara sfaturilor medicului, adică reușești tu să faci rost pe pile de la el că nu știu cum natul tău lucrează la un depozit de medicamente și te gândești în înțelepciunea ta, să spunem că ești am mulți prieteni IT-iști, să mă ierte, dau un exemplu. Dar să spun că ești un IT, să zicem că ești un IT-ist foarte bun, dar așa un pic ipohondru și anxios. Aha. Și te-a trimis nevasta la Mega Image mai des acum că a fost de Paște și te-ai gândit în înțelepciunea ta, ia să iau eu clorochină preventiv.
Da? Clorochine, spune corect, da? Hidroxiclorochină, da. Sunt două variante. China. Ok. Da, da, da. Și ei preventiv că na, te-ai dus de multe ori că au fost Paștele la magazin și a trebuit să intri în contact cu oameni, că n-ai avut încotro. Problema e că acest medicament dă niște efecte adverse destul de zdravene. Hopa. Mai ales când îl iei așa, fără recomandarea medicului, iei după ureche cum crezi tu. Păi ia zi, doctore, dacă mă apuc eu să iau hidroxiclorochină, care sunt efectele secundare? Îmi cade părul? Diaree, frisoane serioase. Nu știu dacă îți face plăcere o diaree zdravănă, mai ales după atâta miel. Mai bine o diaree sănătoasă decât să mor de coronavirus. Mai zi, mai dăm niște motive să nu mă duc să cumpăr repede. Dureri musculare foarte zdravene, cam astea sunt. Bine, poate uneori, hai să nu vreau ca să cădem în cealaltă extremă și vorbim de efectele adverse. De aia zic că nu vreau să cădem în această extremă. Astea sunt efecte adverse totuși mai rare și serioase, dar sunt mai rare. Cele trei pe care le-am zis sunt printre cele frecvente. E un medicament... E un medicament care dă destul de des, adică nu știu cu ce să-l compar, ceva ce se lua de pildă în frecvent în România fără rețetă, algocalminul, da? Da. E un medicament care acum nu se mai poate cumpăra fără rețetă din motive foarte îndreptățite, e hepatotoxic. Asta nu simți decât peste câțiva zeci de ani când te trezești că ai ciroză, deși tu n-ai pus, nu știu, ai fost abstinent și n-ai băut decât o bere la 3 luni. Da? Hidroxiclorochina dă efecte adverse la fel de redutabile, doar că le și simți destul de repede. Okay. A doua veste proastă este că, fiind așa un medicament vedet de vreo lună încoace, oamenii de știință s-au pus serios să vadă dacă chiar funcționează în cazul coronavirusului. Nu ne-au zis americanii că funcționează? Funcționează sau nu? Trump a zis foarte multe lucruri la viața lui, printre altele la sfârșitul lui februarie, că nu e nicio problemă și că asta e o prostie coronavirusul, da. Și acum vedeți ce probleme au. Datele existente în prezent pe studii efectuate spun că hidroxiclorochina nu este chiar așa de eficientă, ba chiar pentru pacienții care sunt deja simptomatici și sunt cazuri moderate sau severe, nu pare să fie mai eficientă decât de pildă simpla administrare de oxigen, dar care nu se poate face decât în spital. Că de-aia avem nevoie de ventilatoarele alea. Da. Deci lucrurile sunt destul de nelămurite aici și destul de înceață. Apropo de asta cu ventilația foarte scurt, așa, am văzut recent că niște doctori italieni au observat că este mult mai eficientă oxigenarea pacienților dacă îi pun pe burtă. Da, asta e o metodă pe care ateiștii o cunosc mai bine. Eu nu sunt ateist, dar eu manevră... Ce zici când zici ateist? Nu că ești ateu, ci... Specialist de anestezie terapie intensivă, așa. Ei se ocupă în special de asta. Dar asta e un lucru despre care chiar n-ar trebui să discute decât medicii între ei la o cafea sau la întâlnit. Am văzut un material la televizor și arătau exact, deci era o filmare făcută de englezi într-un spital din Italia, unde a fost unul dintre primele focare, în spitalul unde s-a anunțat primul caz de coronavirus în Italia. Bun, următorul, și asta este unul greu, dar cred că o să rezolvăm repede. Vaccinul urmează să vină și este făcut, evident, de Bill Gates, care se pregătește de ani de zile pentru lovitura asta. Organizația Mondială a Sănătății este criticată de Trump, tocmai la tea și finanțarea. Însă, ciudat este că OMS-ul este finanțat și sunt mulți oameni acolo la conducere din sfera de influență a lui Bill Gates. Eu am văzut canale de YouTube unde s-a zis chestia asta. Trebuie să fie acolo un sâmbure de adevăr, nu-i așa? Nu sunt. Oamenii care conduc Organizația Mondială a Sănătății sunt aleși de către Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății, adunare generală care e formată din reprezentanți din fiecare țară. Oricât de tare ar fi Bill Gates, e foarte complicat să reușești să
discuți în același timp cu câteva sute de miniștri sau secretari de stat din toate țările din lume. Referitor la vaccin, ar fi bine ca Bill Gates să aibă vaccinul, doar că Bill Gates, cum ziceam, e suficient de onest intelectual încât să spună când îl întreabă cineva: auzi, băi, nenea Bill Gates, tu știi să descoperi un vaccin? Și nenea Bill Gates o să zică: nu, nu știu să descoper un vaccin, dar dau foarte mulți bani și finanțează echipe de cercetare care lucrează în a descoperi un vaccin. Și să-ți mai zic ceva, George, dacă o echipă de cercetare care lucrează într-un proiect finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates, dacă ar descoperi un vaccin, pot să pun pariu acum cu tine că este foarte posibil ca Gates să găsească o soluție prin care acest vaccin să fie furnizat gratuit sau la un preț foarte scăzut în țările care nu sunt foarte bogate. Dar în acest moment, cel puțin din câte știu, echipele care lucrează și sunt cele mai avansate în acest moment în zona asta, și vorbim de trei echipe, una din China, una de la Oxford din Marea Britanie și una din Seattle din Statele Unite, sunt ale unor universități, instituții de cercetare, evident că și companiile farmaceutice au un interes financiar aici, asta categoric, nu trebuie negat. Se discută foarte mult și despre, aici e mai complicat de explicat, despre patent, da? Când se descoperă un vaccin sau un medicament nou, o singură companie are dreptul să-l vândă. Okay. Și acesta e un monopol care permite companiei respective să țină prețul ridicat și să se îmbogățească. Se discută foarte intens acum în zona asta de specialitate și a decidenților ca în cazul descoperirii unui vaccin sau unui tratament eficient contra coronavirozei, acesta să nu mai fie patentat sau patentul respectiv să fie oferit voluntar către toate guvernele care au capacitatea să-l producă. Okay. În așa fel încât prețul să nu fie atât de ridicat. Ok, dar revenim la vaccin puțin mai încolo. Deci Bill Gates nu-l are în momentul ăsta, nu? Nu-l are. Nu. Vai ce bine ar fi să-l aibă, dar nu-l are, firar să fie. Mm-hmm. Deci nu-l are. Eu l-am văzut în niște interviuri în care am mai vorbit despre chestia asta, că într-adevăr se lucrează ei, doar el lucrează cu 5 scenarii diferite, cu 5 fabrici și laboratoare diferite, pe 5 strategii diferite, ca măcar una dintre ele să aibă succes repede. E ca la startup-uri, până la urmă să dai mai multe locuri până iese. Dar chiar și așa, o să mai vedem de ce cu vaccinul ăsta, că am mai auzit eu niște chestii de care trebuie să-mi spui. Până la vaccin și cum se activează el pe la oameni, aș vrea să te întreb despre virus. Sunt foarte mulți oameni care spun că acest virus a venit de la animale din piața aia umedă de lângă Wuhan. Și chestia asta că chinezii sunt un popor care mănâncă tot felul de animale și din cauza asta a ajuns virusul de la liliac sau la ce o fi ajuns la noi. Și că sunt chinezii de vină, ba chiar sunt oameni care spun că ar să-i dăm o judecată pe chinezi și a apărut o petiție online că sunt mai mulți oameni care vor să strângă, să pună mână de la mână, să-i dea în judecată pentru că mănâncă animale și un efect există. Practic, din câte am înțeles, sunt deja orașe care au interzis sacrificarea de câini și pisici pentru a fi mâncate. Ce puțin pentru câini știu sigur că au apărut în câteva orașe. Dar poate virusul ăsta să treacă atât de ușor de la animale la oameni prin faptul că l-au mâncat chinezii la masă, au mâncat lilieci? E adevărat că acest coronavirus a fost prima dată izolat de la o specie de lilieci, dar între liliac și om a mai apărut o gazdă, celebrul pangolin, o specie, nu știu dacă ați auzit de ea, e un furnicar simpatic, e un animal simpatic care se pare că într-adevăr e o delicatesă în China și de acolo ar fi trecut la oameni, dar asta e o ipoteză științifică validă, dar care încă trebuie să fie dovedită. Ceea ce este 100% sigur și dovedit în acest moment este că acest virus, care a fost foarte rapid izolat, ceea ce e o performanță, nu a fost produs, cel puțin pe structura genetică se poate spune asta, nu a fost produs în laborator.
Stai puțin, nu-mi strica următoarele două întrebări. Deci, nu a venit de la animale, este posibil să fi trecut de la liliac, l-a mușcat liliacul pe pangolin sau a mâncat pangolinul în liliac? Ce s-a întâmplat? Nu, asta nu știm. Nu știm. Ok. Da. Bine. Dar deci a trecut prin pangolin și au mâncat chinezii pangolin și de acolo a venit virusul la oameni. Deci e un sâmbură de adevăr, că ăștia mănâncă tot felul de chestii. Da, da, da. Dar din câte citesc și eu, se pare că virusul totuși nu rezistă la temperaturi înalte. Deci dacă l-ar fi gătit ca lumea, chiar și pe pangolinul ăla n-ar fi luat coronavirusul. Doar probabil că l-au mâncat așa, ca un fel de sashimi, l-au mâncat pe proaspăt, așa, nu? Băi, din păcate sunt un specialist amator în sashimi, dar în cel specific bucătăriei japoneze. În sashimiul de pangolin îmi pare rău. Aici dar nu știu, nu pot să te ajut. N-ai auzit de chestia asta dacă l-ar fi mâncat crud? Asta e ideea. Adică noi întrebăm acum dacă ar fi mâncat chinezii. Da. Deci clar, aici răspunsul este din nou cert. Cum se zice în limbaj de specialitate, prelucrarea termică riguroasă a oricărui produs alimentar, adică oameni buni, dacă îl prăjiți bine sau îl fierbeți bine, nu e niciun pericol. Virusul moare cu siguranță la temperaturi mari. Cât de mari, știi? Da, 180, 90, 100. Deci orice fierbere sau prăjire, la fel cum prăjești cartofii prăjiți, deci nu trebuie să-i arzi, sau dacă faci o ciorbă bună, o dai puțin în clocot, sunteți siguri. Okay. Nu e nicio problemă. Pentru chestia asta, să zicem că ai răspuns corect. Ai trecut și treci în etapa următoare cu 3 de da. Virusul însă, spun unele voci, este proiectat să omoare bătrânii. Pentru că asta îmi place cu unele voci. Normal. Acum, știi, eu am fost psihoterapeut o perioadă. Întrebarea acum e, auzi vocile alea în capul tău sau în afara capului tău? Mă, depinde ce-ți spun. Știi că era Banco cu bătrânul care spunea, doamna, aud un țiuit, dar ce ai vrea să aud la vârsta asta? Aplauze? Exact. Da, râdem, glumim, Vlad, dar virusul ăsta omoară mai întâi bătrâni. Nu cumva ar fi putut să fie inginerizat, proiectat de cineva să atace bătrânii, că nu mai avem nevoie de ei. Uite, încă un motiv, încă o dovadă că statul vrea să scape de bătrâni, nu vrea să aibă grijă de cei în vârstă care au nevoie de ajutor. Uite cât de mici sunt pensiile, uite ce slabe sunt serviciile de sănătate, uite ce grijă puțină are statul pentru cei în vârstă. Dacă virusul ăsta a fost făcut, să le scape pe toate statele astea de bătrâni, de care nu mai are nevoie. Da, aici am două răspunsuri. Un răspuns dovedit științific și unul intuitiv. Cel dovedit științific este, l-am zis deja, nu acest virus, ADN-ul acelui virus arată clar că el nu este produs în laborator, nu este rezultatul unei inginerii genetice. Răspunsul intuitiv pe care l-aș pune acestor voci, e întrebarea pe care aș pune acestor voci, păi dacă e așa și virusul ăsta a fost creat ca să-i ucidă pe bătrâni, să scăpăm de ei, atunci de ce în acest moment toate țările, marea lor majoritate, ne obligă, cum ziceai mai devreme, ne cer să stăm închiși în casă ca să-i protejăm pe bătrâni? Adică asta e... Păi da, dar uite că exact prin asta bătrânii sunt protejați și nu mor. Uite, de pildă în România, ăsta este un efect al distanțării sociale foarte rapid introduse. Noi suntem una dintre țările europene unde măsurile de acest tip au fost cel mai rapid implementate. Mult mai rapid decât în vestul Europei. Și prin urmare, nu avem un număr de decese amețitor, sunt totuși mult mai multe. Eu știu motivul, Vlad. Noi nu avem meciuri de fotbal cu mulți spectatori de aia. Da, dar noi avem... Fotbalul de proastă calitate din România ne-a protejat pe noi de pandemie. Da, dar avem evenimente cu moaște, ca să zic așa, bă, da. Unde lumea stă la cozi. Da. Da, e posibil. Nu știu să zic ce ne-a protejat pe noi. Dar uite, fii atent, că dacă planul ar fi fost făcut așa, să-i atace pe bătrâni, să-i prindă, să le dea repede la glezne când îi prind pe stradă, să le dea virusul să-i năucească ca să scăpăm de ei la pensii, între ghilimele să scăpăm, adică oculta,
De ce e media de vârstă a celor care mor în România la 46 de ani? Mă uit pe date la zi.ro, se agregă date acolo pe vârste. Ultima actualizare a vârstei medii este, însă trebuie să recunosc că scrie pe site acum, văd pe 30 martie, dar din total, vârsta medie a cazurilor din România este 46 de ani totuși. Ai noștri sunt mai tineri decât în alte părți. În Italia mor aia de 80 plus. La noi... Dar răspunsul e simplu. Explicația e destul de simplă, deși e una nefericită. Condiția principală în acest moment pentru a salva o persoană care se infectează cu coronavirus și face o formă serioasă sau critică a bolii este să încep să-l tratezi cât mai repede. Adică să-l identifici cât mai timpuriu, cât mai repede de la momentul infecției. Ori asta în România nu se întâmplă la fel de frecvent ca în țările din vestul Europei din două motive. Odată lipsa testării masive și doi, anchetele epidemiologice la noi care sunt destul de sumare și asta cola împreună cu faptul că noi românii, din cauza că avem așa o rezervă în a merge la spital, oricum mergem mai târziu decât alte popoare, de pildă în țările scandinave, oamenii merg imediat sau dau un telefon imediat, la noi nu se întâmplă așa și din motive justificate. Pentru că avem spitalele jegoase și poți să te duci cu o gripă și să te întorci cu altceva. Da, exact. Și a doua explicație, din nou, repet, în România totuși nu e atât de frecvent acest fenomen în care mai multe generații trec sub același acoperiș. Ori unul dintre principalele mecanisme de transmitere în rândul populației în vârsta virusului e chiar acesta, prin persoane tinere care sunt asimptomatice, de foarte multe ori, cel puțin asta ne zic datele până acum, coronavirusul atunci când infectează persoane tinere evoluează asimptomatic, deci persoana respectivă nici nu știe că este infectat. Și e suficient ca un nepot să-și viziteze bunicul, să nu aibă niciun simptom, nici nu știe, și infectează bunicul care e mult mai vulnerabil și moare. Dar hai să spunem pe șleau, Vlad. În momentul ăsta sunt în România 8.936 de cazuri confirmate. În realitate, eu m-aș hazarda probabil sunt mai multe. Cum? Cu siguranță sunt mai multe. Din câte am văzut eu pe niște estimări, pe niște modele matematice, ar trebui să fie de 10 ori mai multe în realitate. Nu, de 10 ori mai multe e, cred că, exagerat, depinde foarte mult și de modelul respectiv, dar cu siguranță acesta e doar vârful icebergului. Adică noi testăm maxim vreo 2000 și ceva pe zi. Aseară la știri au spus că nu vom testa, într-o zi nu putem testa mai mult de vreo 2400? Adică... Nu, în acest moment cred că ne apropiem de 4000 pe zi. Dar încă suntem la 1000 de locuitori, deci număr de persoane testate la 1000 de locuitori suntem sub media europeană. Da, de pildă Coreea de Sud, care e în acest moment cazul de bune practici la care se uită toată lumea în lume, a testat 10 la fiecare 1000 de locuitori. Okay. Ceea deci ce... 1% au testat ca să aibă un ordin de mărime corect. Da, ceea ce e foarte, foarte mult. Și asta mă duce la partea de decedați. La noi, din toate cazurile confirmate, unde chiar am măsurat, deși știi și tu, sunt sute și sute de cadre medicale care au făcut simptomele, s-au dus la conducerea spitalului și au zis testați-ne că avem simptomele și au tot amânat, sperând să o ducă pe picioare, să se facă imunizarea naturală. Unii dintre ei s-au imunizat definitiv și alții nu, unii au murit. Adică de aia pierdem și cadre medicale. Mulți dintre medicii noștri care au făcut o formă ușoară, să zicem, de COVID-19 acum o lună, acum sunt la muncă, fără simptome, pentru că s-au imunizat natural, corect? Da, da. Nu i-a testat nimeni niciodată pe ăștia. Da. Și atunci, asta este o parte a problemei, nu testăm destul. Dar mă uit la decedați acum. La decedați îmi zice pe site 469. Păi știm noi că îi numărăm corect, pentru că din câte citesc și aud, și nu numai la noi, foarte mulți bătrâni, cine să stea să le facă zi
ce legist se verifice dacă el a murit sau nu de coronavirus? Îl bagă la George, cauze naturale imediat, la pneumonie. Da. Știi, e interesant că în articolele de specialitate medicală, da, articolele științifice, e întotdeauna un rezumat la începutul articolelor. Așa. Și rezumatul ăla, ca să-ți fie ușor să citești, să vezi despre ce e vorba dacă te duci să citești toate cele 20, 30, 40 de pagini. Da? Așa. Și în acel rezumat el e împărțit în mai multe secțiuni. Introducere, obiectiv, rezultate, concluzie și la mijloc este o secțiune care îi zice metodologie. Pe care întotdeauna citești cam așa, citești mai întâi obiectivul, după aia rezultatele și după aia metodologia. De ce? Pentru că te uiți la metodologie și vezi dacă metodologia e corect, atunci rezultatele probabil arată ceva real. Okay. Ce e metodologia asta? Doamne, e posibil ca să-ți iasă o tocăniță foarte bună de să te lingi pe degete. Dacă te duci în spate în bucătărie la restaurantul ăla și vezi ce mizerie e acolo și în ce cratiță nespălată de Vlad, 40 de zile. Care-i treaba? Metodologia, probabil după care măsoară autoritățile, nu doar în România, ci mai multe state, este contestabilă. Nu există în acest moment un standard de aur și cu siguranță în România, și asta o recunosc și autoritățile, numărul celor infectați este mai mare decât ce vedem. Nu știm dacă numărul deceselor din cauza COVID-ului este real, pentru că, din nou, nu știm cum și în ce fel sunt raportate. Și toate lucrurile astea depind foarte mult de o metodologie riguros respectată și aplicată în toate spitalele. Și atunci, îți propun așa, să ne mai vedem noi cât de curând, că oricum să ne se termine destul de repede timpul și nu am apucat să-mi zic toate întrebările, că am o grămadă de întrebări inteligente, să știi, luate de la oameni foarte inteligenți de pe internet, care urmăresc îndeaproape autoritățile și oculta. Însă, va trebui să revenim, să ne uităm la datele de la statistică și să vedem, eu am, aș zice așa, că în perioada asta, numărul celor în foarte în vârstă, dacă a fluctuat, dacă a crescut numărul, incidența mortalității pe anumite segmente de vârstă și o suprapunem cu evoluția pandemiei, cred că am putea să avem un oarecare, un benchmark față de o perioadă anterioară. Dacă ne uităm față de aceeași perioadă a anului trecut la mortalitatea, să zicem, la peste 60 de ani, la oameni, am putea să zicem, bă, s-ar putea să existe o legătură, o corelație între ele. O să ne mai uităm la chestia asta și sunt convins că o să ne dea niște date foarte interesante. Da, vezi că mortalitatea generală este un indicator nu multifactorial, ci infinit, e un număr infinit de factori acolo, foarte greu de măsurat. Chiar la început ai dat un exemplu foarte bun. E posibil, de pildă, să vedem o mortalitate similară în primăvara lui 2020 cu cea din primăvara lui 2018, pentru că lumea acum se mișcă mai puțin, nu sunt atât de multe accidente. În același timp este posibil să vedem o creștere într-un an sau doi a bolilor cardiovasculare din cauza că sedentarismul crește în această perioadă. Deci aici lucrurile sunt foarte dificil de discutat simplu și repede. Okay, mai am 5 minute. Hai să galopăm un pic, da? Fii atent. Da. Deci, a scăpat sau n-a scăpat din laborator? Zi repede. Nu, n-a scăpat. Ok. E China vinovată pentru pandemia asta, că nu a comunicat la timp? Că nu a comunicat la timp, da. Pentru pandemie nu este vinovată, pentru că nicio țară nu-și dorește, sper, un astfel de pandemie. Dar dacă ne anunța mai devreme cu o lună că e atât de nasol, aveam șanse mai mari să ne apărăm? Da, cu siguranță era mai bine dacă știam mai din timp. Eu însumi mi-aduc aminte, la începutul lui februarie citeam știri și comunicate despre asta și văzând felul în care comunică autoritățile chineze, zicea, hai că nu e așa o mare problemă. Okay. Ca ulterior să vedem că de fapt a fost o mare problemă. Pe repede înainte, Vlad. Gena românească e mai rezistentă, ci că un cercetător belgian ar fi spus chestia asta. Nu există o genă românească care să fie suficient de, care să fie suficient de diferită de genele celorlalte țări din Europa și în acest moment nu există dovedită nici un fel de specific al unei gene naționale
care să o facă mai rezistentă la coronavirus. Nici măcar la asta nu suntem mai buni? Aș putea să zic că suntem rând cu englezii și cu nemții, lucru care ar trebui să ne bucure. Nu tot timpul ne-am dorit asta. Nu, eu nu vreau să fiu ca englezii și ca nemții la chestiile astea. Fii serios, noi suntem mai rezistenți. Noi suntem neamul lui Decebal și al lui Traian. Ne avem... Nu există, da, asta e problema. Știi că există, asta e o chestie dovedită științific, că nu există o genă dacică în poporul român. Ah, masca de bumbac, Vlad, repede înainte, masca de bumbac. Care e treaba cu masca de bumbac? E sau nu e bună? Masca care e făcută din materiale textile, deci nu din măștile chirurgicale sau cele de protecție FFP2-3, este mult, mult mai puțin eficientă în a-i proteja pe ceilalți și nu te protejează pe tine. Dar poate ajuta să limiteze răspândirea infecției, pentru că dacă tu tușești sau strănuți și ai o mască de textilă pe față, asta îl protejează pe cel care e la un metru în fața ta și cumpără margarină și nu-l infectezi. Și acum vine bomba nucleară, ține-te bine. 5G activează virusul ăsta sau nu? Pentru că ai văzut, englezii care, se știe, au cercetători britanici, au început să dea foc la niște antene 5G. Dom'le, nu știu ce să zic, mi-e foarte greu să mă pronunț pe... Nu, nu, n-are, domne, nicio legătură, n-are nicio legătură 5G-ul cu coronavirusul, pentru că s-au făcut studii despre asta, nu există și niște organizații mari internaționale independente care lucrează în acest domeniu, bine ar fi să fie așa, dar... Din nou, bine ar fi. Păi am ști sigur, am rezolvat toată această epidemie, demolăm toate antenele, cum ziceai mai devreme, știi? Soluții simple la probleme complicate. Nu, nu, 5G-ul nu are nicio legătură cu coronavirusul. Nu și nu și nu. Toate datele și dovezile științifice arată asta. Este un fake news clasic. Da, da, uite, vezi că niște zeci de antene au ars pentru chestia asta. Apropo, îți mai dau eu un argument dacă vrei. Dacă totuși ar fi activat de 5G, de ce sunt mai multe cazuri la Suceava unde nu e 5G decât în București? Că noi în București avem deja 5G aproape peste tot. Sunt foarte multe țări unde există mult mai multe cazuri de coronavirus decât în România, țări în care nu există tehnologie 5G deloc. Bine. Dacă nu este Bill Gates în spatele coronavirusului, nu cumva e Greta Thunberg, pentru că de când a început, deci nu mă pot abține, îmi vine să râd. Deci de când a început asta cu pandemia, s-a curățat aerul și poluarea și astea. Deci dacă tu ai fi Greta Thunberg, ai face un astfel de virus? Băi, nu știu, eu am citit într-o revistă că Greta Thunberg ar fi trimisă de marțieni pe pământ ca să extermine rasa umană. Păi uite, asta este următoarea întrebare. Virusul ăsta vine din spațiu? Da, evident. Toți venim într-un fel sau altul din spațiu. Ai recunoscut. Vlad Tomaci, ai recunoscut. Da. Deci este trimis de la extraterestri, nu? Nu, nu e trimis de extraterestri, dar vine din spațiu ca noi toți. Da, ce vrei evident să spui aici? Păi toți venim și ne întoarcem din spațiu până la urmă, nu? Nu știm exact care spațiu, dar de acolo venim și tot acolo ne ducem. Adică da, suntem praf de stele, vrei să spui, o dai pe poezie acum. Suntem praf de stele, da, 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 încercam un Nikita, da. Deci nu vine din spațiu. Nu vine dintr-o navă de extraterestri. Ok. Repede, mai am foarte puține și trebuie să închei pentru că o să jucăm Scrabble pe Cavaleria după aia, dacă vin să crezi. Dar trebuie să facem cumva să treacă zilele astea, că altfel ne zboară creierii pe pereți. Leacu chinezesc, fii atent, umblă pe WhatsApp, nesemnat ca cele mai multe teorii de genul ăsta, că există un leac foarte simplu, mai tare decât hidroxiclorochina, leacul chinezesc, felii de lămâie în apă caldă. Da, asta umblă de mult timp. Ar fi o chestie grozavă. Toate datele științifice arată că poți să bei oricât de multă apă caldă în care e lămâie, adică ceai, până la urmă, dacă pui și niște ceai acolo, că nu previne, nici nu te vindecă de coronavirus. Ar fi foarte simplu, toată lumea ar face asta. Dar nu e eficient, din păcate. Dar dacă îl beau cât timp sunt în casă, funcționează, nu? Dacă stau doar în casă și beau asta, pot să zic că a funcționat.
Da, exact. Dacă stai, deci dacă de acum încolo faci astea două lucruri, stai 3 luni în casă singur sau nu te vezi decât cu familia care stă și ea împreună cu tine și bei în fiecare zi ceai cu lămâie, poți Ok. să-ți jur, uite, Vlad Mixici îți jură că nu vei face coronavirus, dar trebuie să Bine. faci astea două lucruri. Dar mă ajută gargara cu clor? Au? Doamne ferește! Umblă și asta, E să știi. Gargară cu clor. periculoasă, da, e o chestie super periculoasă pentru sănătate. Oameni buni, nu faceți asta, pentru că dacă faceți asta, coronavirusul va fi cea mai mică problemă a voastră. E Adică de ce? periculos, pericol mare de intoxicație și de arsuri gastrice extrem de serioase. Să știi că eu nu glumesc cu chestiile astea, eu îți vorbesc de pe planeta pe care oamenii au mâncat în ăla de detergent. Da, păi Da? de asta am schimbat și eu tonul și am devenit brusc serios. Dar apropo de lacul ăla chinezesc, care nu e chinezesc, felile de lămâie în apă caldă, mi-a dat mie un italian pentru indigestie când a fost la Florența. Că m-a nimerit o criză de o indigestie, o fiere, o chestie la fiere, fix când în vacanță, am bolit 2 zile pe acolo, mi-a dat italianul apă fierbinte cu lămâinea și după aia am putut să mănânc. Deci da, funcționează la ceva, dar nu la COVID. Și repede, ultimele două. Ce părere ai despre declarațiile lui Dan Puric și Florin Călinescu, dacă ai auzit de ele? Pe alu Dan Puric, nu, pe alu Florin Călinescu n-am auzit-o, pe alu Dan Puric e care, aia cu, bine, Dan Puric zice multe, Da, aia legată de... cu cei de la colectiv care se duceau acolo ca să dea jos biserica și că... Da, domnul Puric e un actor talentat, dar un om extrem de trist, care spune și lucruri triste de multe ori și neadevărate. Și neadevărate, deci minte. Da, Pentru că, categoric. uite, și Florin Călinescu spune că oculta vrea să ne țină în case, vor să ne controleze, vor să ne învețe cu sărăcia, cu coada, cu chestiile astea. Da, ce să mai zic? Care, unde e oculta asta să bem și noi o bere cu ea? Păi tocmai Ca asta e, că să nu o zic vezi, nu există. Vlad, dacă tu ai fi oculta așa. Da. și uite, se zice, ai vrea să reduci populația la 500 de milioane, cum se mai spune. Da. Asta este ultima aberație pe care ți-o zic, dar trebuie să ți-o zic. Oculta vrea să reducă populația la 500 de milioane ca am fi prea mulți. Cum ar putea să o facă cel mai eficient? Crezi că ar fi o soluție un astfel de coronavirus? Hai, putea să zicem că dai drumul la... Adică dacă oculta vrea să facă chestia asta, ar putea să facă un virus mult mai eficient decât coronavirus. Adică coronavirusul totuși nu reușește să omoare, nu știu, într-o lună 1 milion de oameni. Nu a reușit până acum chestia asta. E o ocultă cam fraieră, ca să zic așa. Mă așteptam la mai multe de la oculta asta, sincer să fiu. Ok. Adică aveam pretenții. Da, ne-am prins noi la timp. Da. Da. Bine, Vlad. Uite că să știi că am reușit. Într-o oră am dat gata toate teoriile conspirației pe care le-am prins, le-am strâns împreună cu colegii mei în ultimele zile. Asta cu oculta e mai greu. Dar să știi că s-ar putea să fie și Bill Gates băgat în ocultă. Sunt mulți băgați în oculta aia. Dar știi ce mă întreb eu? Auzi, Oamenii care... George, Zi. știi ce? Dar s-ar putea să fiu și eu băgat în oculta asta, te-ai gândit la asta? Dar dacă sunt și eu, fără să știu că și tu ești, și ne justificăm unul pe celălalt. Asta știi cum e ca în bancul ăla, că amândoi suntem securiști, dar niciunul dintre noi, nici măcar noi doi, nu știm asta, atât de secret ești. E ocult, atât de ocultă și de secretă, că nici noi nu știm că suntem în ocultă. Problema cea mai mare, însă, pe care o văd, hai să fim un pic serioși, din momentul ăsta, fără poante, fără glume. Hai să o spunem pe șleau. Adevărul este că, într-adevăr, în astfel de momente când lucrurile devin complicate și acest coronavirus este o problemă pe care noi nu ne-am mai întâlnit, cei din Asia de Sud-Est s-au mai lovit de SARS și SARS-ul a fost o problemă destul de serioasă acolo. La fel cei din Orientul Mijlociu cu MERS-ul. Noi știm că așteptăm mai multă vreme un virus periculos de felul ăsta. Și o problemă complicată pentru care nu avem o soluție. Oricum, românii nu se vaccinează nici de gripa sezonieră și tot se moare pe capete. Ne sperie orice fel de vaccin. Mai sunt tot felul de oameni care își aleg o temă de discuție din chestia asta. Dar
vă propun și te întreb și pe tine, până la urmă. Știu că s-a terminat ora noastră, te eliberez îndată. Știu că ești cu familia, te apropii de o... Când e data în care trebuie să nașteți, Vlad? Încerc să-mi bag laptopul în priză, scuze, de aia sunt așa un pic, fac aceste gesturi. Ok, deci, ideea la care vreau să ajung este următoarea. Dacă niște companii foarte mari ar fi vrut să facă ceva cu această planetă, companiile sunt construite pentru a crește. Nicio companie nu are un interes să piardă clienți. Printr-o pandemie de genul ăsta mor clienți, iar aia care rămân sunt mai săraci ca niciodată. Și, cum să zic, suntem o planetă suficient de mare, astfel încât dacă industria vaccinurilor și a filmelor și hipermarketurile s-ar fi coalizat să ne bage pe toți în casă ca să facem doar chestia asta, toți ăia alții poate s-ar fi prins și ar fi făcut ceva. Nu poți să păcălești toate guvernele de pe planetă simultan, până și țările cele mai încăpățânate, până și țările astea în care, uite, Arabia Saudită, unde Sharia este lege de stat, până și ei au oprit toate pelerinajele pe la Mecca și Medina. La noi ies popii să spună că este niște oameni rău intenționați care nu lasă oamenii să vină la biserică. Să vă gândiți la chestia asta. Până la urmă, cine profită din chestia asta? Nu profită nimeni. Toată lumea pierde. Adică, da, pe termen scurt, da, face ceva mai mulți bani Netflix în momentul ăsta, Mega, Kaufland, ăștia care vând mâncare un pic la suprapreț pe aici, pe acolo. Unii dintre ei, George, dar pierdem toți pentru că o să scadă numărul total de utilizatori și de clienți în toate businessurile. Te rog, Vlad. Au mai fost pandemii de acest gen. Nu e prima pandemie prin care trece omenirea. Ele apar destul de regulate, cumva un ciclu natural. Și întotdeauna în astfel de perioade înfloresc tot felul de conspirații. Cu toate astea, omenirea merge înainte trecând prin astfel de cicluri biologice, fără ca să apară nicio ocultă, fără ca să apară ulterior niciun fel de teorie dovedită, conspiraționistă și așa mai departe. Până la urmă, eu înțeleg pe cei care nu sunt de acord cu ei, dar îi înțeleg pe cei care cred sau răspândesc astfel de teorii conspiraționiste dintr-un motiv foarte simplu. E foarte multă frică și anxietate și oamenii se tem, și noi, fiecare dintre noi ne temem de boală, în special de boli necunoscute, pentru că până la urmă fiecare ne temem de moarte și de suferință. Așa este. Ori asta e o reacție psihologică firească, repet, nu sunt de acord cu ea, dar o pot înțelege. Nu sunt deloc de acord cu cei care o răspândesc, dar îi pot înțelege. Pe cine nu pot înțelege sunt acei medici sau oameni de știință sau persoane publice care au o educație științifică în spate, care totuși, ca să zic așa, scuză-mi exprimarea, pun botul la așa ceva și răspândesc teorii conspiraționiste. Pentru astfel de persoane nu am nicio urmă de înțelegere. Pentru ceilalți am, pentru că fiecare dintre noi reacționează în mod diferit la anxietate și la frică în fața bolii și a morții. Și cea mai mare frică a fiecăruia dintre noi a fost, este și va rămâne suferința. Exact. Ne este frică de suferință și de moarte și trebuie să găsim motive care să ne facă să trecem peste toată treaba asta și să mai trăim încă o zi. Și dacă un motiv simplu la o problemă complicată este ceea ce cauți, cu siguranță cineva ți-l va servi și va încerca să profite de credulitatea ta. De faptul că pui botul, ca să te parafrazez. Și s-a încins o discuție interesantă și pe chatul acestui live. Le mulțumim membrilor noștri care ne urmăresc și care au comentat aici. Nicolae Bacrău este foarte înfierbântat, s-a luat cu niște oameni aici. Nu o să mai luăm întrebări pentru că ne-am depășit timpul, dar cred că împreună am reușit să lămurim o bună parte din aceste teorii ale conspirației. Mai sunt o mulțime de probleme însă în sistemul medical despre care sunt convins că vei mai vorbi pe la știri. Te-am apreciat foarte mult într-un podcast recent făcut cu cei de la Recorder. Îți mulțumesc pentru munca ta și pentru că ești o voce sănătoasă la minte și care are background științific și care aduce argumente științifice în discuție.
Pentru că atunci când acceptăm că o urmă de îndoială este suficientă ca să spunem că laboratorul e la lângă piață, că Lilieci, că China, că Bill Gates și că chestiile alea, ne punem efectiv așa niște ochelari de cal și pierdem din vedere lucrurile cu adevărat importante. Cam atât. Vlad, îți mulțumesc! Mulțumesc și eu frumos și nu uitați, fiți sănătoși și aveți grijă de voi și de cei dragi vouă, stând departe de ei. Fizic, nu cu sufletul. Până când stăm așa? Puteți comunica mult. Eu cred că în România vor începe să se relaxeze măsurile la începutul mai, în primele două săptămâni din mai. Să vedem cât business mai facem din mai, dar mai vedem noi până atunci. Vlad, seară bună, multă sănătate și naștere ușoară când se apropie sorocul. Toate bune, salut, mulțumim. Cele bune, cele bune, Vlad. Mai rămân eu puțin cu comunitatea, pentru că trebuie să vă anunț niște lucruri importante. Pe lângă mulțumirile pe care vi le datorez pentru faptul că ne susțineți, ca de fiecare dată le mulțumim membrilor noștri care ne susțin, trebuie să vă spun că live-ul de astăzi s-a făcut cu echipamente Huawei, avem un sponsor pe acest IGDLCC, am un super laptop de pe care l-am conectat mai devreme, l-ați văzut pe Vlad Mixici, am aici un P40 Pro cu care am postat pe Instagram, pentru că sunt super activ acolo și am văzut că vă plac story-urile și mai am și tableta asta MatePad, cu o super cameră și conexiune 5G pe care am început să o testăm, dar Radu mai ales a testat-o mai îndeaproape. Eu mă opresc aici cu live-ul de la mine de acasă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Puteți asculta podcasturile dacă vreți pe Spotify, puteți asculta și viziona aceste interviuri și pe 1.2-1.5x la viteză. Am început să urmăresc YouTube-ul așa ca să câștig mai mult timp, pentru că vreau să văd și mai multe clipuri și să aud mai multe podcasturi. Creierul meu a început să se antreneze cu viteza asta, de-aia vorbesc atât de repede, pentru că trebuie să opresc live aici, pentru că ne mutăm pe canalul Cavaleria, unde jucăm live Scrabble. Echipa Cavaleria se strige acolo, de-aia mi-am pus tricou frumos pe mine, sunt pregătit la laptop, intru să jucăm live Scrabble. Vino cu noi pe canalul de YouTube Cavaleria să ne jucăm cu toată echipa. Că da, ce? Shootere poate toată lumea, dar Scrabble, hai să vedem cât de bine ne descurcăm. Seară bună tuturor și încă o dată vă mulțumesc că m-ați urmărit. Încercați să nu vă luați foarte în serios în această perioadă, încercați să aveți răbdare, dar încercați și să tratați cu un pic de inteligență toate tâmpenile care vă vin mai ales pe WhatsApp. Aveți răbdare cu voi și cu ceilalți. Încă o dată vă urez, ar fi trebuit să încep cu chestia asta, dar m-am luat cu interviu. Paște fericit pentru cei care se uită din viitor. În Paștele 2020, eu eram în pijamale cu un tricou, mai de Doamne ajută, și făceam interviuri încă din casă după o lună de pandemie. Seară bună tuturor și până data viitoare, să vă fie numai bine!